O adevărată explozie de flori astăzi, 8 martie, Ziua Internațională a Femeii, în preajma pieței agroalimentare din Deva. Zeci de horticultori sau simpli vânzători etalau pe tarabe o sumedenie de flori care de care mai frumoase. O ofertă extrem de atractivă la prețuri rezonabile o aveau horticultorii din preajma Devei care, până la sfârșitul acestei zile, așteaptă cât mai mulți clienți, dar și ca vremea să se încălzească. Cât despre felul în care merg vânzările, fiecare dintre aceștia aveau păreri diferite. Astăzi vă așteptăm cu cele mai frumoase floricele. Zambiluțe avem astăzi. Astea sunt florile care simbolic se dau pe lângă simbolicul ghiocel, care prevestește primăvara. O așteptăm. Ați văzut ce vreme frumoasă am avut și de dimineață. Vine primăvara, dar iarna ne bate în ușă. Vânzările cum au mers? Anul acesta puțin mai greu. Păi, uite, avem zambile, avem primula, garofițele, ciclamenul. No, să vină clienții, așteptăm cu drag, după aceea revenim cu celelalte pentru grădină. No, mici producători, dar facem ca să fie bine pentru noi, pentru oameni. Așteptăm să meargă un pic mai bine. Acum zilele astea au fost un pic mai bine. No, mai și prețul, mai și ăsta, mai negociem, mai... Na. Ce să facem? Viața merge înainte. Printre comercianți erau și destui care nu sunt hunedoreni, ci de prin alte părți. Unii veniți la Deva de la distanțe apreciabile. Și aceștia aveau marfă din belșug, dar și păreri diferite în ceea ce privește vânzarea și, la rândul lor, așteaptă în continuare clienți. Mătușă, ai ghiocei. Cum merge vânzarea? Cât costă ghiocei? 2 lei buchețelul, 5 lei coșulețul. Sunt clienți? Așa. Ce oferiți de 8 martie? O primăvară frumoasă la toată lumea, la toate femeile din lume. Marfă din belșug, ce recomandați? Trandafirii se vând cel mai bine și ornamentele de trandafir se vând cel mai bine. Orhidei, la fiolă, la ghiveci și zambele. Prețurile care sunt? Prețurile sunt cam mici. Sunt foarte mici prețurile. Anul ăsta nu prea a mers. Devenii care au trecut astăzi prin fața pieței agroalimentare au putut să aleagă și diferite aranjamente florale inedite, oferite de producătorii din zonă. Și aceștia speră ca vremea să se mai îndrepte și clienții să nu-i ocolească. Sunt producător de lavandă, de aici din zonă. Oferim produse din lavandă, aranjamente de lavandă, ulei de lavandă pentru mașină, iar apă de lavandă. Toate cele pentru doamne, acum de 1 martie. Care sunt prețurile? Cum merge vânzarea? Vânzarea merge binișor, prețurile sunt atractive pentru fiecare buzunar. Tot este ok. Așteptăm să vină clienții. Aranjamente și decorațiuni cu flori de săpun avem noi pentru 1 martie. Care sunt prețurile? Sunt clienți? Sunt. Clienți mai puțini, din cauza vremii, probabil. Prețuri am de toate felurile, și mai ieftine și mai scumpe pentru toată lumea să fie. Așadar, domnilor, oferta este bogată, la prețuri decente. Trebuie doar ca dumneavoastră să vă faceți puțin timp până de seară pentru a oferi măcar o floare doamnelor și domnișoarelor care vă înselinează viața.